Bună seara și bine m-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre valul 4. Cum ne ferim de valul 4? Suntem deja în valul 4. Lucrurile încep să evolueze, din nefericire nu în bine. Chiar astăzi 371 de cazuri. E adevărat, la Iași doar 3, spre deosebire de București 101 cazuri, Suceava 24, pe semne că se întâmplă ceva acolo. Bine, capitala e o aglomerare mare. 98 de bolnavi internați la ATI, dacă ne amintim în urmă cu două, trei săptămâni, cred că aveam doar 40 de cazuri la nivel național și la ATI tot cam așa, vreo 30-40 de pacienți internați. Suntem în plină vară, în concedii, ne întrebăm cum va arăta România după 1 septembrie sau după 15 septembrie, când elevii se reîntorc în bănci, când lumea se revine din concediu, când întreaga activitate practic va porni cu motoarele turate. Discutăm în această seară cu Radu Crișan, medic, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie. Nu e foarte ușor de pronunțat, dar cred că nu l-am greșit. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și tuturor celor care se uită la emisiunea pe care o patronați, ca să zic așa. Nu, patronez, o realizez. Dar acum, cine știe, poate știți dumneavoastră ceva, da? Și urmează să devin patronul emisiunii. Nu, nu e cazul. Da, ați făcut o afirmație extrem de tranșantă, unii au spus dură, dar în orice caz tranșantă. Dură i-am zis eu. Da, într-adevăr e o afirmație dură. Acum nu știu dacă era o supărare în momentul respectiv, dar întâi să citesc cel puțin o bucățică din ea, vom detalia pe parcursul emisiunii. A spus așa: cei care vor muri în valul 4 sunt cei care acum refuză vaccinarea, protestează și își aruncă măștile. Evident că am mai scurtat. Da, era o... Mie îmi place să mă aud vorbind de asta. Era ceva mai... exprimarea era cu totul, adică nu cu totul altă, era la fel, numai că am scurtat ca să se înțeleagă foarte bine. De unde, pentru că e o afirmație dură, într-adevăr, făcută, n-a spune neapărat la supărare, dar arată totuși o nemulțumire interioară. Da, arată în primul rând frustrarea corpului medical, care prin ce a trecut anul trecut, să zic așa, eu fac parte din categoria asta, adică dacă este un lucru cert, este acela că am lucrat tot anul trecut, cred că până în noiembrie, când preluat mandatul de manager, am lucrat zi de zi cu pacienții COVID, a fost spital COVID integral. Da, că pneumul a fost în prima linie. Din martie am fost spital COVID și eram șef de secție atunci, dar pentru că am făcut în așa fel încât cadrele medicale să nu fie toate în același loc, pentru că unul dintre obiectivele noastre, și acum realizăm că a fost unul corect, a fost să raționalizăm... Să nu pice spitalul cu totul, nu? Exact, da. Și ideea de raționalizare a personalului medical a fost să facem niște ture, adică o parte intrau la COVID, o parte nu intrau deloc, făceau altceva. Ulterior îi testam pe ăștelalți și tot așa. A fost, în fine... Adică ca să aveți cu cine lucra... Evident, dacă am făcut cumva un focar și ei s-ar fi întâlnit și așa... Picat tot, exact. A fost foarte dificil. Da. A fost o presiune fantastică. Dar, în fine, lăsând la o parte asta și fricioasă, că suntem oameni până la urmă. Bun, era și necunoscut. Acum încă aveți experiență. Mă refer la corpul medical. Este experiența asta, că a trecut cât un an pe și parcurs, jumătate, 2 ani. În fine, am văzut și noi cum reacționează acești bolnavi. Că prima oară, primii bolnavi pe care i-am avut, inițial spuneam, ok, deci merg așa. Dădeam lui ce știam, oricum ce știam noi din punct de vedere respirator, au mers, după care au început problemele, am văzut că ăștia nu reacționeau chiar cum știam noi virozele respiratorii, mă rog, pneumoniile virale și așa mai departe. Dar ne-am făcut o experiență, am văzut când e de ventilat, când e de administrat oxigen, când nu e de administrat oxigen, care sunt limitele în care poți să... Mă rog, în fine, și protocoalele ulterior s-au tot updatat, că guvernul a tot pus încă un protocol, cred că undeva prin luna august-septembrie poate s-au clarificat, chiar noiembrie-decembrie a foarte... Adică lumea știa cam ce ar de făcut, știa și despre boală, s-a clarificat și comunitatea internațională, științifică. Da, fiind o boală nouă... Știți că la început chinezii, de exemplu, în fine, spuneau, domnule, dăm claritromicină.
După aia a fost paranoia aceea cu azitromicina. Sigur că, dacă vreți să discutăm strict științific, da, undeva ei nu greșeau cu azitromicina, ulterior au demonstrat că nu are niciun efect, nu are niciun beneficiu terapeutic, adică mai mult strici dând un antibiotic acesta care este cumva selectiv pentru germenii atipici. Dar ei nu greșeau din două motive cu azitromicina. Odată că îl dădeau într-un fel ca să prevină suprainfecția bacteriană, dar din punctul de vedere e un antibiotic prost ales. Putea să alegem oricare antibiotic cu un spectru larg. Dar hai să zicem. Și din al doilea punct de vedere, el este un foarte slab inhibitor de interleuchină 6, care este un precursor, unul dintre citochinele inflamației. E adevărat că unul dintre cele mai potente medicamente în stadiile severe și foarte severe ale COVID-19 este în continuare un inhibitor de interleuchină 6, dar niciun caz are azitromicina, e macrolidere în general, în niciun caz acestea. Acestea au o acțiune foarte slabă, demonstrat așa, într-un fel de, știți, ca un student care vrea să ia nota 10, amintește așa o chestie, știți, și are 6, nu îi spune, mă, știi așa, că îi punem 10. Dar nu pentru asta se dă azitromicina. Ok, n-au greșit foarte mult, dar asta așa ca o paranteză. Da, normal că vine dintr-o frustrare mesajul meu, pentru că, vedeți, lucrând și odată, repet, frica noastră ca oameni, pentru că am văzut pacienții, unii n-aveau mare lucru, COVID pozitiv, stăteau internați, luau un tratament, mă rog, când s-a demonstrat că după 14 zile nu mai sunt infecțios, știți că la început trebuia neapărat să-i testez, să fie două teste negative. Sau fie da, negativ. Era un protocol foarte strict. Era un protocol strict și am avut pacienți care au stat internat 40-30 de zile. Nu ieșeau din... Nu ieșeau, după care și-au dat seama că, domnule, știți, aparatele astea amplifică segmente foarte mici, dar el nu mai este infecțios. Și după aia, să spun, la 14 zile poate fi dat acasă, sigur nu mai este infecțios. Toate astea le-am învățat în timp. La început aveam senzația că te uiți la un pacient care... Bun, dar întrebarea poate și-o pun mulți telespectatori să spun, doamne, până la urmă și vaccinarea asta se vaccinează cine vrea. Absolut, adică, sigur de că ce, da. De ce să fim atât de supărați pe cei care nu se vaccinează? Pentru că până la urmă, bun, când spuneți că cei care vor muri în valul 4 sunt cei care acum refuză vaccinarea, bun, nu neapărat că sunt și, dar e clar că mesajul e îndreptat împotriva celor care nu se vaccinează și e aici o frustrare, dar și o neînțelegere a fenomenului, adică tu de ce nu te vaccinezi? Păi haideți să clarificăm lucrul ăsta. Există foarte multă mizerie în jurul vaccinării. În general, în jurul vaccinării, fake. În general, da, ok. Dacă vă uitați, există, așa cum mi-am numit eu pe această categorie de oameni, există un fel de fanatism, știți, care se bazează pe niște asumții extrem de false și pe niște afirmații făcute în spațiul acesta, dacă vreți, public al internetului, fie sunt pagini de social media, fie sunt niște pagini de internet absolut obscure, care... Propagă de felul de asta. Dom'le, doctorul nu știu care, știu eu care este, a zis că asta. Păi, bă, cine ești tu? Dar să știți că afirmațiile astea, adică nu sunt, într-adevăr, sunt făcute de niște medici. Aici e surprinzător. Okay. Că, într-adevăr, sunt niște medici și din Iași și de la nivel național care spun chestii. Unii chiar respectați. Există trei feluri de mesaje. Uite, haideți ca să tranșăm cu totul chestia asta. Dar înainte să clarificăm mesajul. Da, eu sunt convins, pentru că eu vorbesc pe cifre, nu? Asta e o prostie din capul meu. M-au înjurat suficient de mulți cu mesajul ăsta, fără nicio grijă, și sunt convins că o vor face în continuare. Poate că ne înjură și acum când urmăresc emisiunea. Evident. Și acum, cu tot respectul, au înjurat foarte mult și presa care a dat mesajul meu. Aha, și voi sunteți cu... Sunteți plătiți, sunteți vânduți, da, clar. Ei, mesajele sunt cam așa. De fapt, sunt trei feluri de mesaje. Primul tip de mesaj este așa. Vândutule, ordinarule, criminalule care ai primit bani ca să ne omori pe toți, ca să nu știu ce. Asta este, apropo de fanatism. Da, asta nu înțeleg, să primești bani de unde? Da, oamenii au senzația... De la companiile farmaceutice astea care vând... Companiile farmaceutice, o cultă mondială, de la Bill cine, Gates, de la...
cineva, ăia răi, oamenii răi, care vor să omoare lumea pe un vaccinul. Da. Astea, lucrurile astea, bun, ăștia chiar sunt niște, cei care cred aceste lucruri sunt fie niște fanatici care nu, pur și simplu nu vor să vadă nimic în jurul lor. Sau caută un motiv. Da, nu, fie sunt niște oameni care, mă rog, nu au un nivel de literație suficient de mare încât să vadă absurdul. Nu știu, absurd, nu am alt sinonim pentru chestia asta. Bun. Ei consideră cumva că, domnule, doctorii, inclusiv eu, da, sunt conștienți că vaccinul face rău, dar contra unei sume de bani, sub mult, miliarde, nu știu. Mai ales directori, manageri, nu? Evident, păi da, a cap se împute, domnule, așa. Ei, contra așa, ce să vezi, cu bună știință, că de-aia ne zice că suntem criminali, nu știu, cu bună știință promovăm asta că na, suntem vânduți pentru niște bani, în fine. Am mai povestit asta și în clipurile mele pe YouTube. Eu m-am explicat că în jurăturile astea cu vaccinurile eu le primesc prin 2018, de când am făcut eu un clip cu gripa. Domnule, ce e gripa? Mm-hmm. Gripa, da, 1900, da. Era 2018, 1980, 100 de ani. M-am explicat cum a omorât gripa. Erau încă de atunci. Idiotule, tâmpitule, prostule, vândutule, care nu știu ce. Cine a murit, domnule, de gripă? Eu era să mor de gripă în 2009. Pe cuvântul meu, asta e adevărat. Cine a murit? Nu, e o prostie, e un fake. Nu, ce, vaccinul omoară oameni. Și atunci erau alte discuții, când vaccinuri sunt embrioni morți și nu știu ce, nu știu, nu mai țin minte dacă o să reluăm atât. Da, bun, și cu vaccinurile astea de acum e okay, deci, o mulțime de... Asta de... era, o să ajungem și acolo, asta era una dintre ele. Deci, asta e o teorie, cu medici care sunt vânduți că primesc bani, nu știu. A doua chestie este cu... special sunt făcute să omoare populația. Asta e ușor de combătut. Intri pe Google, la Banca Mondială, de exemplu, și care dată îți date publice. Nu știu, putem accesa de pe telefon. Banca Mondială, care este cel mai ușor, facil, da, sau World Meter, de exemplu, sau da, oricare, așa. Da. Îți arată cum a evoluat populația. Din 1950, să zicem, deși eu am găsit date din 1960, mă rog, în fine, nu contează, până în prezent. Prin 1950-60 erau cam 3,5 miliarde de oameni. 3,2-3,5, nu mai țin minte, dar oricum procentul e cam pe acolo. Schemele de vaccinare cam din perioada aia sunt introduse, adică nu știu, mai întâi, cred că printre primele vaccinuri, oricum, au fost încercările cu pojarul, cercetătorile acelea, îmi scapă numele, care în final au început să cerceteze vaccinul antipojar pentru că a făcut fica sa pojar. După care cu poliomielita, bacilul Calmette-Guerin pentru tuberculoză și care arăta cum a curbat curva de tuberculozei. Bun, acum nu zic că populația globului s-a dublat din cauza datorită vaccinului. Mai multe chestiuni, dar au contribuit un pic, nu? Și prevenția bolilor transmisibile și nu mai vorbim tuberculoză, cel mai mare ucigaș infecțios al omenirii din toate timpurile. În 1940 era aceeași rată cum era, bine, nu se calcula, prin 1800, când unul din 10 au murit tuberculoză în Europa. Mai discutăm asta. În fine. Dacă era să pună, nu știu ce, o travă ca să omoară oamenii în vaccin, nu cred că în ăștia, nu știu, 70-80 de ani se dubla populația globului. Hai să fim serioși. Și asta este, nu știu, cel mai simplu argument. Bine, stați un pic. La care ne putem gândi. Asta e o dată, dar un argument, ne uităm în Marea Britanie. Vorbesc de COVID. Eu vorbesc de COVID. Vorbesc de vaccin, vaccinurile astea care omoară, cu ghilimele de rigoare, asta omoară oameni. Și când a fost făcut vaccinul Calmette-Guerin, care este un vaccin... Asta pentru ce? Asta e antituberculos. Bacilul, BCG, știi? Bacilul Calmette-Guerin. Da? Este același principiu prin care au făcut, de exemplu, această companie care folosește virus viu atenuat. Mm-hmm. Nu-i zicem numele, că eu zic că sunt agent. Mm-hmm. Mă rog. Da, mă rog, până la urmă, vaccinul ăsta sunt vreo 3-4, asta e. Ei, unul din ăla care a fost mai blamat cu coagularea, cu nu știu ce, e cu virus viu atenuat. Asta ce înseamnă? Că ai un virus, îi tai mâinile, îi tai picioarele, îi scoți ochii, nu mai poți face nimic, el tot arată ca un virus și îl bagi, în fine, în organism și organismul face anticorp. În fine. Deci, am discutat o dată cu vândutul ordinarul ăsta care primești bani. A doua chestie, vaccinurile omoară, nu-ți dai seama, nu știu ce, doi. Sunt doctori, care te contrazic. Da.
Asta nu e ușor de combătut. Nu. Ultima, asta cu doc. Pentru că știți cum e? Ești atacat, practic, e cu marfa clientului, cum s-ar spune. Adică, uite-te, sunt oameni din sistemul tău, din sistemul vostru, care uite că... Hai să facem acum, vreți să facem breaking news. Sunt îndrăzneți și, vă rog. Facem breaking news. Asta e. Cred că în anul 3 am făcut microbiologie. Da, în anul 3. Și era regretat profesor Buiuc, fiind sigur, doamna profesor Iancu, mai știu, doamna Diculencu, cu care am făcut LP-ul și am luat de vreo două ori nota 4, nu, odată am luat chiar nota 3, un examen foarte dur, dar nu numai asta. Am mai picat examen în facultate, pentru că era, școala era cumva serioasă, nu puteai să intri pe internet, nu exista, adică nu știu dacă exista internet, 2000, 98, 99, 2001. Poate era pe la început. Era, oricum era la începuturi. Oricum nu era atât de răspândite, nu puteai să intri. Nu era ca și cum aveam, da, cum aveam acum un telefon și vreau să caut COVID. Da, corect. Știu, găsesc. Au un cărți, să citești, duci la bibliotecă, sunt împrumuți, vezi cursurile, că da, știți cum e, băieții mai golani. Bun, care e breaking news? Breaking news, deci... A fost examenul de endocrinologie. Cred că l-am picat vreo 6 ori pe tema asta. Adică, înțelegi, era foarte serios. Examenul e foarte serios. Stau și mă întreb acum. De ce picam examenele astea? De ce? Nu învățam suficient, nu? Corect. Și asta e real. Da, bine, erau profesori, de exemplu. Da. În general, dacă îl pici de mai multe ori, e clar că nu aprofundez. Nu, dar nu învățam, nici nu-mi plăcea, mă, în fine. Nu-mi plăcea endocrinologia, nu-mi plăcea cu hormoni, de asta nu. După aia mi-a dat seama că trebuia să învăț, în fine, nu contează. La examen la microbiologie, exigența profesorului Buiuc era atât de mare încât dacă te uitai la microscop și dacă ai spart lama, că eu am spart prima lama, am pus notă 3. Pus 3, 3. Da. Dacă te uitai la microscop, spărgeai lama de afară, imediat, notă 3. Nu vă supărați. Dacă greșeai, avea cineva dintre studenți. Tupeu, curajul. Și tupeu, nici nu te puteai gândi să scoți aberațiile pe care le scot colegii mei acum, spunând că nu există așa ceva. Nu aveau curaj în fața unei somități academice care erau profesorii noștri de la facultate să spună lucrul ăsta. Și acum te întreb, de ce o fac? Păi tocmai, de ce o fac? Acum nu putem să-i bănim și noi că sunt plătiți de cineva. Că nu sunt plătiți. E clar că nu sunt plătiți. Nu știu. Nu mă bag. Nu mă interesează. Dar atâta vreau să vă spun. Oamenii ăștia nu sunt proști pentru că au terminat o facultate care nu-i lăsa să fie proști, nu-i treceau, corect, exact. Corect, acum s-a schimbat sistemul de învățământ, studentul are la dispoziție o felul de surse, vine de 100 de ori, sunt ea, test, grilă, nu știu ce, zice că îți mai scapă câte unul, că oricum se triază, să zicem, în rezidențiat, când îl vezi o dată, spui, băi, îmi pare rău, eu nu-ți dau ție specialitatea. Aia, acolo e altceva. Da. Dar nu se întâmpla. Adică știai ori nu știai. Oamenii ăștia nu sunt proști. Atunci stai și te întrebi, ce caută ei? Caută faimă? Au nebunit dintr-o dată? Problema știți care este? Că aici ajungem. Problema este la cine ascultă. Că normal că ești bulversat. Că ăla care duce la doi doctori și unul îi spune, domnule, ești bolnav, ai cancer, și ăla spune, du-te acasă că n-ai nimic. Și ăla stă și se uită, păi stai un pic. Când nu mai înțeleg nimic. Am sau n-am? Îs pe moarte, mă, și îmi cumpăr coșciug, ori mă duc și desfac o șampanie că nu am. Unul care, păi da, eu aici văd că ai, celălalt, dom'le, când n-ai, eu am văzut atâtea, știți? Eu înțeleg foarte bine lucrul ăsta. Tocmai de aceea și am vrut să aduc în discuția asta. Există un studiu foarte clar în British Medical Journal, care este una dintre cele mai, nu știu, vechi și cred, reputate reviste științifice. British Medical Journal, BMJ. Au și o ediție în limba română care a fost, mă rog, adusă, dacă vreți, prin anii 90 și îngrijită mult timp de către profesorul Mihăiescu, mentorul meu și al tuturor generațiilor de pneumologi din Iași. E bine, BMJ-ul spune foarte clar, hai să-i protejăm pe cei nevaccinați, nu să-i blamăm, dar cum să-i protejăm? Păi hai să-i învățăm. Și de a reveni la mesajul meu, da, valul 4 de COVID, când a fi el? Păi, eu cred că
A început. Bun, a început, dar... Uitați-vă, 600, aproape 400 de cazuri, am plecat de la 40. A început, dar ce vreau să vă spun este că nu are, momentan nu simțim lovitura care am stat în noiembrie. Când dintr-o dată am avut 11.000 de cazuri, nu mai știam unde să punem, știți cum? Corect, corect. Suna ambulanța la spital. Asta e era valul 2. Valul 3. Valul 2, valul 2, că valul 3 a fost, a fost în martie, în februarie, martie. Și a fost ceva mai... Nu, a fost presiune mare pe atunci. Acolo n-am prea înțeles număr, da, mă rog, e o altă discuție. În fine, o să discutăm și despre chestiile astea, că e adevărat și cifrele astea, știți cumva, oamenii nu le mai cred la un moment dat, că și s-au încurcat în raportări, nu contează. Noi la spital... Au apărut decese de nu știu de unde... Deci, haideți să vă zic un lucru. Fiecare instituție a vrut o raportare, la un moment dat raportam, cred că în continuare, cer scuze pe nu par idiot, raportăm în vreo 4 locuri, că avem 4 sisteme separate de raportare, plus încă unul al nostru. Bun, dar întrebarea e, nu se raportează la aceeași oră ca să... Păi nu, că de exemplu... Tu raportezi la 12 și ai un deces, să spunem, dar dacă raportezi la ora 18 și ai 6... Vă dau un singur exemplu. Cifrele apar cu totul altele. Hai să vă dau un singur exemplu. La un moment dat s-a cerut o raportare, poate, nu știu, acum, asta este, le-am spus-o și celor care au cerut-o. S-a cerut o raportare de 2 ori pe zi, cu numărul de pacienți internați în ultimele 24 de ore. Zic, dom'le, dar știți că a doua o include pe prima. Normal. Da. Adică, da, dar ei voiau să vadă dinamica patrulor. Păi, fine, asta era probabil, da. Nu contează, dar ca idee, deci ajunsese la un moment dat, în valul 3, suna ambulanța la spital ca să ne întrebe cam câți crezi că externezi azi, da, sau dacă o mai fi decedat vreun bolnav, ca să știe ei să-și facă un calcul că ei aveau apeluri în așteptare. Păi stați puțin, dar era situația când erau bolnavi bine, la UPU, la Spiridon, deci nici nu mai discutăm. Când stăteau cazurile de COVID, bolnavi COVID pe pat acolo și deci așteptau să elibereze un loc de ATI. Vreau să înțelegeți dimensiunea. Deci, nu, a fost cumplit. La UPU erau bolnavi care așteptau să vină la un spital. Ambulanța avea nu știu câte apeluri în așteptare de bolnavi cu simptomatologie sugestivă, iar ei, ca să-i aducă pe ăștia de acasă, trebuiau să elibereze UPU. Ca să elibereze UPU, ei știau câți au un UPU și sunau la spitale, câți externezați. Sistemul a fost... Ferească Dumnezeu! A fost jale, a fost și peste jale. Astea, vine câte un nei ca nimeni din ăștia și îmi spune mie că-s vânduri, că nu există COVID și de ce spun oamenilor să vaccineze. Dom'le, nu te vaccina. Poftim, uite, un alt mesaj. Breaking news din partea doctorului Radu Crișan, ăsta care, mă rog, în fine, vândutul și dobitul, cum mă mai înjură. Dar sunteți supărat? Nu, absolut, nu, absolut deloc. Asta înseamnă că mesajul meu a ajuns la cineva așa. Iar breaking news, nu te vaccina. Alegerea de a te vaccina sau nu, da, o iei exact cum o ia oricine care face o alegere pentru corpul său. Eu am avut bolnavi de-a lungul timpului, eu sunt endoscopist de felul meu, da, și bineînțeles că marea majoritate, împreună cu, de exemplu, colega mea, cu doctorița Mitrofan și cu doctorița Sandu și cu doctorul Lovin, uite, suntem 4 care am făcut diagnosticul tumorilor pulmonare, că, na, endoscopiști, băgăm endoscopul, pacientul anesteziat și facem biopsie. Un bolnav care am spus foarte clar, am făcut biopsie, este un neoplasm, ai nevoie fie de intervenție chirurgicală, fie ai nevoie de chimioterapie. X% din bolnavi, nu știu să vă spun câți, au spus, nu cred. Ok, astea sunt documentele, poftim. Asta e, până la urmă, pacientul decide, nu? Exact. Trebuie să te operezi. Nu vreau. Ok? Îi scălește aici că te-am informat că așa, spitalul nu este nici închisoare, nici... Da, nu face deși nici... s-a spus anul trecut. Mă rog, da, nu mai țineți minte. S-a spus că ducem pacienți în terapie să le furăm organele. Nu? În fine, să le furăm obiectele astea, nu știu, cercei, ceasul. Nu, și asta n-am evident. Nu, ba da, a fost, da. Nu le dăm chiar pe toate. Am înțeles. Aici mai păstrăm la oculta mondială. Pentru valul 5, nu? Exact, da. Nu. În fine, bă, asta niște, vreau să vă spun, aberații. Sunt fanatici, sunt stâmpeni, sunt halucinați. Da, știți cum e? Aici e și asta o știință a manipulării. Cu cât e mai gogonată. Da, domnule, deci... o clipă. Cu atât mai greu să o... E ca și cum spunem aici că paharul ăsta, nu știu, paharul ăsta e gol. Și vreau să... Deci eu spun, paharul ăsta e gol. Și vreau să spuneți, sunteți sănătoți. Păi nu, și eu în continuare susțin că e gol. Mai facem o paranteză. Știți că există o societate întreagă care se numește Flat Earthers? Flat Earthers. Am crezut că e o glumă inițial. Știți, mai sunt de ăștia care fac glume din astea, science jokes, știți? Există.
Și fac conferințe prin Statele Unite. Acum cu COVID-ul probabil că nu le mai dau voie. Da. Deci fac conferințe și sunt oameni care cred cu tărie că Pământul este plat. Da. Și NASA ne-a mințit. Fiu. Asta nu există. Bine, de aici sunt și foarte multe glume ale ăsta, că a dat o eclipsă. Da, mă rog, așa. Știți cum e? Probabil că și bombardamentul ăsta al informațiilor deci, ajută și, mă rog, unii poate că nu au posibilitatea asta de a procesa atâtea informații voie să spun mesajul, încât să-și dea seama. Să spun mesajul, mă rog, să luăm și pauză. Până la capăt. Cei care vor avea forme grave. Mă rog, o parte din cei care vor avea o formă grave, o parte din cei care vor deceda, ok? Din păcate, vor fi cei care acum râd, ne înjură, nu se vaccinează, că vaccinul le fac aia, aia, așa, aia. Din păcate. Valul 4 este fix a acestor persoane, din nefericire și probabil și cele care vor urma. Din păcate, încă o dată vă spun, nu știu care îmi spunea acolo, domnule, îți dorești moartea oamenilor. Doamne, ferește, cum să-mi doresc moartea? Trebuie să fii real, nu că realist, adică trebuie să spui adevărul. Adică dar ăsta este adevărul. Nu putem ocoli, adică în fața unei boli atât de urâte, să stăm, ăsta și, este adevărul. Să stăm și să spunem, a, păi, putem face și noi o emisiune frumoasă aici, să spunem, spune, stați puțin că, la, da, haideți să luăm pauză, apoi ne întoarcem.